Bună seara! Bună seara tuturor! În primul rând aș vrea să vă felicit pentru că participați la acest training de creștere. Va fi un training inspirațional și valoros cu tipsuri, idei da, despre cum să trecem la nivelul de supervizor și cum să dezvoltăm supervizorii în echipa noastră. Bună seara tuturor! Mulțumesc pentru această invitație! Sunt onorată și mă bucur tare mult să fiu aici alături de voi în seara aceasta. Mulțumesc directorilor general și staffului Forever România pentru această provocare, da? pentru că este pentru prima dată când țin un training așa aici pentru Forever România. Eu sunt Mihaela Parlax, sunt senior manager calificat Eagle. Și haideți să vedem un pic da, cum am început eu această activitate, cine sunt eu, să ne cunoaștem. Cum am început? Am început, bineînțeles, fără experiență, fără să cunosc prea multe persoane. Am început așa cu multe temeri, însă încrezătoare că voi reuși. Am descoperit această activitate pe YouTube în timp ce eram în Italia, unde de 16 ani am locuit și am făcut curățenie în casele italienilor. Asta era munca mea acolo. Însă, la un moment dat, nu mă mai împlinea ceea ce făcea. Mi-am dorit are mult o, o schimbare și se spune că atunci când cauți, chiar găsești. Și așa a apărut forever în viața mea, pentru că uh, chiar uh, treceam printr-o perioadă destul de, de delicată și chiar mă rugam la Dumnezeu să îmi arate o cale, o idee, să-mi scoate ceva în față, să uh, fac ceva, pentru că chiar nu mă mai regăseam să rămân în locul în care eram acolo în Italia, pe termen lung, să fac curățenie în casele italienilor. Aveam așa o dorință arzătoare de a reuși. Cum spuneam, nu aveam experiență, însă voința aceea de creștere da, a contat foarte mult în cazul meu. Vedem aici prima poză la sediul Forever din Roma. Apoi a doua poză este în momentul în care am prezentat, să zicem așa, activitatea Forever și produsele celor din jur. Bineînțeles că nu m-au susținut, ba, începeau așa să râdă de mine oarecum, da, să nu creadă în ceea ce făceam eu dar eu am continuat, nu a contat asta pentru mine, ci a contat ceea ce vedeam eu în această activitate, vedeam o șansă la o viață mai bună, vedeam, mă vedeam oarecum dezvoltând această activitate pe viitor, pe termen lung, chiar dacă eram așa la început fără experiență. A treia poză este, sunt eu cu fetița, cu fetița Lavinia. Lavinia a fost pentru mine o super inspirație în drumul meu către succes. Atunci când aveam provocări, tot timpul mă uitam la fetița Mea, pentru că vreau să vă spun că fetița tot timpul mă încuraja să schimb munca pentru că mă vedea mereu obosită, epuizată, nu aveam atâta energie pentru a mă ocupa de ea, da? pentru că muceam foarte multe ore pe zi la curățenie. Și ea mă încuraja, da? a fost susținătorul meu numărul 1 și uitați, așa am început eu forever în condițiile acestea. Astăzi, după 5 ani de la luarea deciziei, spun 5 ani de la luarea deciziei pentru că eu am început această activitate, practic m-am înscris în Forever în urmă cu aproximativ 7 ani, așa cum spuneam în timp ce eram în Italia, însă nu am luat chiar în serios această activitate încă de la început, poate nu pentru că nu aș fi vrut, dar nu aveam experiență, lumea nu mă băga în seamă, da? știți cum e așa la început, e un pic nu e atât de... Nu toți se susțin, da? Uh, și uitați aici ce diferența, da, ce schimbare, uh, cum eram înainte, da, Un, uh, înainte și după forever, da? Dacă uneori mai arătăm așa uh, schimbarea noastră fizică vis-a-vis uh, -vis de produsele forever care sunt excepționale, uh, eu aici uh, vreau să vă arăt așa diferența între înainte de forever și după forever, da? O schimbare incredibilă și eu când mă uit zic, oare sunt eu, da? Și sunt foarte recunoscătoare că am îmbrățișat schimbarea și că am vrut să fac ceva diferit, să uh, îmi dau startul în acest business și mai ales la un moment dat să iau decizia, să dezvolt în mod serios Forever, nu doar așa uh, amatorial, da? la nivel de amator. Aici vedem uh, prima poză în CAN, anul acesta m-am calificat și pentru CAN uh, și uh, pentru croazieră, da, Eagle uh, senior, senior uh, calificată Eagle. Realizările în primul an, vă spuneam că vreau să vă spun așa câte ceva despre mine, înainte să vă spun anumite tipsuri, da, recomandări, ce am putea să facem, cum să trecem mai repede la nivelul acesta de supervizor. Realizările din primul an de la luarea deciziei de a dezvolta această afacere au fost extraordinare. Eu eram tot acea persoană, da? Numai, nu nu s-a schimbat mare lucru de la o lună la alta, ceea ce s-a schimbat în cazul meu a fost doar atitudinea mea, da? decizia. Am luat decizia de a face din forever o prioritate, de a face din forever o muncă. Decizia de a dezvolta forever în serios a fost în momentul în care ne-am mutat în România. Da? Noi de 5 ani aproximativ, locuim în Brașov după 16 ani în Italia. În momentul în care am lăsat Italia, am lăsat curățenia, da? nu câștigam cine știe ce bani din Forever, câștigam așa un venit suplimentar pe acolo, nu eram atât de implicată, însă din momentul în care am decis să dezvolt în mod serios Forever, am făcut tot ce a fost necesar pentru a reuși, da? în primul rând pentru a ajunge la nivelul de manager. Din momentul în care am decis să dezvolt Forever, în doar 4 luni, da? patru luni de acțiune, am bifat această calificare importantă. Vedem aici o poză cu măsuța de produse în cartier, aici în brașov, pentru că când ne-am mutat în brașov nu cunoșteam persoane, nu cunoșteam pe nimeni pe aici. Noi nu suntem nici brașov, nici eu, nici soțul. Ne-a plăcut, pur și simplu, brașovul, și am decis, da, să ne mutăm aici. Nu cunoșteam persoane, însă am vrut să cunosc oamenii în brașov, să cunosc vecini, să interacționez cu lumea, să uh, vorbesc, da, tuturor. Eram atât de încântată să vorbesc tuturor despre aceste produse extraordinare și despre ideea de afacere forever. Am observat la unele persoane Că oarecum așa le este rușine Să pună și o postare pe Facebook Despre Forever, despre proiectul acesta Despre produsele acestea Însă uitați aici că mie nu mi-a fost rușine Să ies în, chiar în parc cu măsuța De produse și să le vorbesc Cu oamenilor despre Forever și despre produsele Forever pentru că eu sunt mândră Că fac parte din această Din această companie da? că, că folosesc aceste produse De atâția ani și Practic am în mâini ceva da, extraordinar, da, niște produse care chiar ajută oamenii, niște produse extraordinare și mai ales o idee de afaceri care schimbă vieți, așa cum a fost în cazul meu. Așa că vă îndemn, vă încurajez, da, da să ieșiți, să vorbiți, să povestiți tuturor, da, despre această activitate. Gândiți-vă că există persoane care încă nu au auzit uh, despre Forever și uh, noi trebuie să facem asta, da, produsele Forever trebuie să ajungă în casele tuturor. Vedeți aici a doua poză eram la un fel de prezentare, cum vedeam așa un eveniment pe undeva, eu imediat trimiteam un mesaj sau un telefon și întrebam, spuneam că eu dezvolt afacerea forever da? și aș vrea și eu să vin cu o măsuță de produse acolo sau cu anumite flyere și unele persoane da, mi-au permis acest lucru. și această acțiune da, offline, bineînțeles îmbinată cu acțiuni online, mi a adus rezultate pentru că am cunoscut o grămadă de persoane. Asta se întâmpla acum 5 ani, înainte de pandemie, chiar înainte de pandemie, însă odată cu, da, această pandemie, mediul online ne ajută foarte mult, da, mult mai mult ca înainte, bineînțeles. Acum este suficient să luăm unele produse și să ieșim pe TikTok, de exemplu, să facem un TikTok, să vorbim în fața oamenilor despre aceste produse, da, cu încredere, un, un stories, un, nu știu, un live, da. Eu am vrut să îmbin bin uh, acțiunile offline cu cele online pentru că îmi doream foarte tare să cresc cât mai repede posibil. Pentru că, odată cu mutarea în România, uh, practic aveam nevoie și de un venit, da? Bănuiesc că majoritatea dintre noi începem această activitate și, la un moment dat, chiar vrem să o dezvoltăm în mod serios pentru partea financiară. Așa că, uh, odată ce. Nu mai aveam, da, sursă de venit. Când Forever a devenit o sursă de venit, am fost dispusă să fac tot ce este necesar pentru a crește. Și orice acțiune m-a ajutat în oarecare mod să ajung la succes. În doar patru luni am atins nivelul de manager, așa cum vă spuneam, după care, bineînțeles, că nu m-am odihnit, ce am continuat acțiunile. Online, offline, și în primul an de activitate, în primul an de forever, la doar câteva luni după realizarea statutului de manager, am făcut Forever to Drive. Păi, la fel, la doar câteva luni, da, am trecut la nivelul de senior manager, ajutând și alte persoane din echipa mea să atingă statutul de manager. În primul an de activitate, m-am calificat pe, la Eagle Manager atunci era premiu vacanța în America, numai că a venit pandemia și nu am reușit să mergem, însă compania Forever este o companie atât de serioasă încât ne-a recompensat cu o oarecare sumă de bani. Putea să spun, ok, este pandemie, nu putem să mergem, asta e, da? dar ne-a recompensat cu o anumită sumă de bani și mi-am că în acea perioadă, chiar dacă era pandemie, noi am fost în Dubai, am stat 10 zile în Dubai pentru prima dată, da, în Dubai, și vreau să vă spun că de când dezvolt această activitate, în ultimii ani, am călătorit, când nu am călătorit, în 40 de ani. Asta datorită acestui business și, bineînțeles, datorită implicării mele împreună cu, cu echipa. Un pic vacanțe oferite de către Forever, dar și vacanțe cu bani din Forever. 16 ani lucram în Italia, însă parcă niciodată nu ajungeau banii, mereu erau alte priorități, mai ales cu sosirea fetiței în viața noastră, cheltuielile au crescut, eu nu mai reușeam să mai muncesc chiar atât de mult, dar la un moment dat, la o anumită oră trebuia să iau fetița de la școală. Și banii erau limitați, dar nu mai aveam așa bani și pentru călătorii. Însă, vedeți, în Forever avem și mai mult timp, ceea ce eu am obținut cu Forever. Un lucru foarte important este că am obținut mai mult timp, dezvoltare personală, profesională, dar și financiară și să nu mai spun, da, chiar și călătorii. Foarte multe satisfacții eu am avut în ultimii ani dezvoltând acest business. Și, după cum vedeți aici, M-am calificat anul acesta la, la Eagle, da, Senior, calificată Eagle. Și am mers pe croazieră, tocmai ce am revenit, da, curând din această vacanță pe croazieră, și mă bucur tare mult că nu am fost singură. În primul rând, a fost cu familia, dar am mers și cu persoane din echipa mea, ceea ce m-a bucurat foarte, foarte mult. Vă recomand din suflet, dacă nu ați experimentat această, acest lucru, dar să mergeți într-o vacanță cu oameni cu care creșteți, care vă susțin, care, nu știu, care aveți aceleași perspective de viață. Vă încurajez să faceți acest lucru și, da, în forever este, este posibil. Este o satisfacție incredibilă, enormă. Eu vreau să vă spun că atâția ani în, în Italia munceam foarte mult, vă spuneam, chiar și 10 ore pe zi, dar venea sărbătorile, uneori nici măcar la mulți ani nu îmi spuneau sau uneori nici măcar banii mei meritați nu mi-i luam la timp pentru că trebuia să-i cer eu tot timpul. În schimb, aici în Forever noi suntem remunerați uh, chiar de mai multe ori pe aceeași muncă pentru că chiar mă gândeam, da? Uh, eu nu am ucit anume pentru a merge pe croazieră, ci uh, munca mea, uh, punctele acelea, da, au fost deja remunerate, am uh, avut anumite de, uh, sume de bani, dar mă uitam pe aceeași Muncă, pe o anumită muncă, eu am câștigat și bani, m-am calificat și pentru CAN, am fost și în Franța în iunie, împreună cu familia, și m-am calificat, da, chiar și pentru această croazieră. Eu nu știu dacă mai există în alte părți sau un job în care tu ești plătit, dar remunerat chiar de mai multe ori. La fel cu programul de mașină. Eu pe punctele acelea pe muncă, aceea deja am fost plătită, da? dar compania m-a mai răsplătit și cu programul acesta de mașină. Lucru obținut chiar în primul an de activitate. Și ați văzut în ce condiții am început eu activitatea aceasta. Că nu cunoșteam persoane, nu foloseam nici măcar Facebook, nimeni nu avea încredere în mine, era și eticheta aceea, da? menajeră, ceva de genul acesta... Dar eu nu m-am lăsat oarecum condiționată de de părerile altora sau de ceea ce credeau alții. Nu m-am lăsat copleșită de frici și anumite credințe, așa, ce am avut mari încredere că într-o zi vă reuși. Și da, chiar am reușit. Astăzi sunt o inspirație pentru multe persoane. De ce forever? De ce supervizor? De ce forever? Cred că deja aveți o listă da, de motive de ce forever foarte multe uh, motive, da. Uh, foarte multe motivații am avut eu personal să dezvolt Forever și vreau să vă spun că în momentul în care am decis să dezvolt această activitate, chiar mi-am făcut o listă, o listă foarte mare că nu mai terminam de scris, da? Uh, de ce Forever? De ce se merită să dezvolt această activitate Forever? Dacă unii oameni încep să caute acele motive de ce nu Forever, eu am căutat toate motivele de ce forever. Haideți să vedem uh, de ce supervizor. Da? Cine nu este încă supervizor și vrea să ajungă supervizor cât mai repede posibil? Cât mai de posibil. Acesta este un nivel uh, care deja îți demonstrează că ai luat în serios afacerea forever. Încep să câștigi mai mulți bani, da? De ce forever? Pentru că, în primul, rând, de ce supervisor? Pentru că, în primul rând, câștigă mai mulți bani, da? Venituri mai mari. Încep să ai venituri din munca ta cu echipa deja. Ești un lider. Încep să-ți dezvolți echipa ta. Mai ales dacă ajungi supervisor da, și uh, propunând și altor persoane această activitate, nu doar din vânzări. Satisfacție personală. Ai oarecare satisfacție personală că tu deja îți demonstrezi ție, în primul rând, că acest business funcționează da? și parcă ai așa satisfacția aceea uh, personală de a merge înainte și o motivație de a merge înainte. Ești cu un pas mai aproape de următorul tău obiectiv. Poate scopul tău în forever nu este doar supervizor. Poate este, nu știu, să schimbi jobul. Poate vrea o casă nouă. Poate vrea o mașină nouă. Poate vrea, nu știu, mai mulți bani. Poate vrea să te muți dintr-o țară în alta, așa cum mi-am dorit eu la un moment dat să mă mut din Italia în România. Pentru că parcă nu mă mai regăseam acolo. Italia este o țară foarte frumoasă și acum revin cu mare drag acolo, dar îmi lipsea România. Da? Eu aici, în România, mă simt acasă, este cu totul altceva, nu știu, altă energie, mai ales aici, în Brașov. Uh, vreau să vă spun că eu, de când m-am mutat în Brașov, parcă am renăscut, așa, ca și persoană. Acum gândește de ce tu, supervisor, cât mai repede posibil, da? Inspirație pentru echipa ta în dezvoltare. Dacă tu ești asistent supervisor, da? Ești, nu știu, la început sau ai început de ceva timp activitatea Forever, dar încă ești asistent supervisor. Începi să înscrii alte persoane, da? Asistent supervisor. Ideal ar fi ca tu să treci la un alt nivel, da? Să fii o inspirație pentru, pentru echipa ta în dezvoltare. Cum te califici supervisor? În primul rând aș vrea să vă precizez așa, să vă preamintesc anumite principii da? de care noi să ținem cont atunci când ne dorim această calificare și chiar mai mult. Da? În primul rând trebuie să decizi, da? trebuie să fie o decizie. Da, eu vreau supervisor. Când vrei supervisor? Luna aceasta? Luna viitoare? Când vrei tu să fii supervisor? da? și să decizi să faci în așa fel încât să faci acțiunile necesare da? să atingi acest nivel? Este simplu de atins acest nivel. Foarte multe persoane realizează acest nivel încă din prima lor lună de activitate. Încă din prima săptămână de activitate. Da? Forever ne dă la dispoziție două luni în care să acumulăm acele puncte necesare. Dar noi putem să facem uh, această calificare într-o săptămână, într-o lună, în trei săptămâni. Există o grămadă de exemple, da? nu neapărat două luni. Cu cât tu ai dorința aceea mai arzătoare să treci alte nivele, să câștigi mai mulți bani, cu cât lista aceea este mai lungă da, de motive pentru care se dezvoltă această afacere, cu cât te lași inspirat, uh, inspirat de persoane care au reușit, uh, cu atât vei acționa mai mult și vei uh, crește mai repede. Pentru că viteza cu care acționezi contează foarte mult. Ține aproape de sponsorul tău. Este important acest lucru, pentru că sponsorul tău va fi persoana care va avea încredere în tine chiar și atunci când tu nu ai încredere în tine. Da, va fi, da e posibil că uneori noi ne mai pierdem așa pe drum și poate nu avem încredere în noi, ne punem, ne punem la îndoiel. Iar sponsorul este acea persoană care îți va da așa o mână pe umăr și zice, hai că poți, hai că iese, hai că facem, hai să vedem cum facem să iasă. da? Ține aproape de sponsorul tău. Stabilește un plan de acțiuni zilnice, pentru că o dorință trebuie să fie și susținută de anumite acțiuni zilnice. Fără acțiuni. Nu avem cum să avem acele rezultate, dar rezultatele vin din niște acțiuni concrete, nu din gânduri, nu din speranțe, nu spunem sper, că o să reușesc și într o zi, când o veni rândul meu și când o veni momentul meu. Nu, trebuie stabilit, da, trebuie avut clar ce acțiuni ai de făcut mâine, de exemplu, da, pentru uh, următorul tău obiectiv, care poate să fie supervisor, da? ia în considerare activul și multiplică în echipa ta activul. Dacă tu începi să ai noi parteneri în echipa ta, ideal ar fi ca tu să iei în serios activul, pentru că dacă tu faci activul, bineînțeles că vei ajuta și alte persoane din echipa ta să facă activul, vei fi o inspirație. Activul până la urmă înseamnă și bani, da? nu înseamnă că faci activul doar așa să fii felicitat pentru activ. Da? Activul este creștere, egal creștere, activul egal bani. Uh, activul înseamnă să fii și inspirație pentru echipa ta. Da? Dacă mai ales multiplici în echipa ta activul, crești foarte repede. Imaginează să ai în echipa ta 10 persoane care să fac activul, da? minim un punct pe săptămână în țara, în, care, uh, în țara, de reședință, crești mult mai repede. Da? Puțin cu puțin se face mult, da? se adună mult. Haideți să vedem de unde vin aceste puncte, pentru că noi avem nevoie de 25 de puncte adunate pe două luni consecutive, da? Puncte ce se, adun la, se adună la nivel global, da? Haideți să vedem de unde vin aceste puncte. Păi vin din consumul personal. Da, vin din consumul nostru personal. Noi trebuie să fim primul nostru client în business nostru. Noi nu putem să încurajăm oamenii să cumpere pasta de dinți la Forever dacă noi cu, uh, folosim altă marcă. Nu există așa ceva. Dar noi, când folosim produsele, începem să fim produs al produsului, să arătăm că produsele funcționează. Când noi consumăm produsele, vom vinde mai ușor aceste produse, pentru că oamenii ne vor întreba: Dar ce bei acolo? Păi beau colagen. Oamenii vor observa schimbarea noastră și vor spune, vai, dar ai mai slăbit, da, ai o super energie, da, ce ai luat, da, cu ce șampon te speli, da? Și atunci noi mult mai ușor intrăm în vorbă cu oamenii. Nu știu, mergi la cu coafeza va observa poate o schimbare la uh, părul tău. Și asta pentru că tu folosești produsele, dar consumul personal în familie, toată lumea trebuie să folosească produsele, toți membrii familiei. Eu vreau să vă spun că. Petița mea uh, mi-a adus clienți pentru că a recomandat uh, first, jelly, pasta de dinți. Uh, dacă și am parc uh, cu fetițele, da, și o fetiță cădea și spunea, mama are first, da, hai de acasă că mama are un produs bun, da, și apoi mămica respectivă mă suna, zice, uite, cu ce produs ai dat fetița mea că vreau și eu produsul acela. Da? Dar dacă noi, uh, copiii noștri, nu implicăm în business, Uh, nu, uh, na, le propunem și lor să folosească aceste produse. Normal că nu vor vorbi despre produse. Deci, vedeți, uh, și un copil promovează produsele forever Cât de simplă este această afacere, dragilor? Cât de simplă este această activitate? Orice om poate să dezvolte activitatea forever. Dacă și un copil, așa mai micuț, da, poate să recomande produsele, înseamnă că oricine poate. Da, nu este mare lucru, nu este mare filozofie. Doar trebuie noi să consumăm și apoi să vorbim și altor oameni. Clienți și recomandări. da. atunci când noi uh, începem să avem clienți vorbind și altor oameni uh, despre aceste produse bineînțeles că ținem legătura cu acești oameni da? și le cerem recomandări. Recomandări, recomandările sunt foarte importante da? să le cerem, în primul rând. Există persoane, clienții noștri, care nu sunt așa interesați de afaceri, poate inițial. Eu am avut cazuri în care a spus, a, dar nu, pe mine nu mă interesează afacerea, eu vreau doar anumite produse și atât. Dar din recomandări da, de la acele persoane au venit chiar parteneri. Pentru că, da, uite, am o prietenă, îți dau un număr de telefon sau mă punea legătură cu persoana aceea și persoana respectivă era mai, mai interesată, mai deschisă de afacere decât clienta, da? Așa că noi trebuie să cerem, știți vorba aceea, cere și ți se va da, da? Fidelizare, ținem legătura cu clienții pentru că scopul nostru, interesul, da? Nu ar, ar trebui să fie acela vin odată și atât, dar ar trebui să fidelizăm clienții, să revenim către ei, eventual să le oferim acolo ceva, să întrebăm cum se simt, poate a ținut programul ce nouă, are nevoie de un fit, nu știu, de exemplu, eu vă recomand foarte mult să recomandați. Atunci când o persoană vrea anumite produse, să recomandați pe chituri, pe, pe pachete. Da? Dacă o persoană cere o cremă pentru dureri, noi nu dăm doar crema pentru dureri, da. îi recomandăm eventual un vital. Da? Sau, nu știu, măcar un colagen în plus, sau, nu știu, Freedom. Avem atâtea produse ce pot ajuta pe partea asta de articulații. Dacă noi oferim doar crema persoanei, este posibil, da, o ajută pe moment, calmează durerea acolo instant, pentru că crema noastră este foarte bună, însă problema în interior rămâne. Iar noi ajutăm oamenii să înțeleagă că, de fapt, au nevoie de anumite produse care acționează și pe cauză. Da? Și atât ca așa, noi, de la o cremă, putem să ajungem să vindem un uh, vital da? sau mai multe produse. Dacă persoana ne întreabă ce vreau și eu, aloe vera, noi putem să-i vorbim despre program de detox. Da, o întrebăm, ai ținut vreodată un detox? Uite, noi avem și aceste programe de detox, îi explicăm un pic despre detox și îi propunem programul de detox. La fel și pe partea aceasta de, de igienă personală, da? de îngrijirea personală. La fel, dacă persoana ne cere un șampon, noi îi oferim și balsamul, îi oferim și uleiul, eventual îi oferim și colagenul, da? Să avem grijă oarecum să recomandăm mai multe produse, nu doar un produs. Drea first i-am dat doar first -ul. Nu există, mai îi mai vorbim, măcar să mai vorbim. Dacă nu cumpără inițial, da, nu cumpăr deja în momentul respectiv, măcar noi vorbindu-i persoane respective o să rămână cu gândul la acele produse și este posibil să revină da? sau ținem legătura cu acea persoană. Ideea este să recomandăm mai multe produse, nu doar unul. Și chiar și când le recomandăm, da, pentru că, vedeți, de unde vin acele puncte? Vin din consumul nostru personal, vin din vânzări, din clienți. Clienților le mai cerem recomandări din fidelizare. O persoană cumpără o dată, mai cumpără încă o dată, mai cumpără încă o dată, încă o dată, la un moment dat e posibil să devină chiar partener, pentru că îi place produsele. Dacă vedem că uh, noi, fidelizând clienții și vorbind, ținând legătura și ajutându-i chiar da, să folosească aceste produse corect, în așa fel încât să aibă și rezultate, persoanele acelea vor cumpăra și ne vor recomanda chiar fără să cerem noi asta. Da? Și chiar dacă inițial o persoană nu a fost interesată de afacere, cu siguranță, care dezvoltați afacerea de ceva timp, ați văzut, da, inițial persoana poate a vrut doar o pastă de dinți și un first, sau nu știu, doar un first, și apoi a devenit partener. De ce? Pentru că noi am fidelizat acele persoane, am ținut legătura, persoanei a plăcut produsul și la un moment dat a decis chiar să facă business, da, să dezvolte acest business. Revenim către persoane tot timpul. Recrutare. Da, uh, punctele acestea vin din recrutare. Recrutare înseamnă să vorbim și altor oameni despre acea, acest colos mondial. Cum să nu vorbești și altor oameni despre Forever? Dar n-ai cum. Cum să nu vorbești și altor oameni? Cum să nu ieși în stories sau pe TikTok sau pe Facebook sau oriunde te întâlnești și dintr-una în alta o dai în Forever? Da? Ce mai faci, cum mai ești, nu știu ce și dintr-una în alta ducem discuția la Forever. Despre asta este, până la urmă, recrutare. Da? Propunem și altor oameni activitatea, pentru că chiar ca această activitate, acest business, schimbă viețile oamenilor. Și eu sunt un exemplu real, demonstrat, da? dovedit că schimbă vieți și nu doar eu, sunt milioane de oameni, foarte multe persoane care și-au schimbat viața cu această activitate. Recrutăm persoane, vorbim și altor oameni despre afacerea Forever, Putem să vorbim și despre, iată, veți schimbate, mai ales când vine vorba de obiecții, da, mai, dar nu mă interesează, dar să vezi că nu știu ce. Noi putem să povestim și despre experiențele noastre, despre experiențele altor persoane, recrutând, da? adunând acest punctaj, da, și din recrutare, pe noi ne ajută deja să ne construim o bază pentru următorul nivel, da? pentru manager. Să știți că eu am ajuns la calificarea de manager recrutând foarte multe persoane. În, în doar o lună am înscris 15 oameni. Era luna de decembrie. Da, era o lună. De... Eu a fost perioada aceasta pentru calificare la manager. Știu că nu are treabă cu supervizorul, dar de fapt are treabă cu supervizorul, pentru că bănuiesc că, că nu vă doriți doar supervizor în forever. Supervizor face toată lumea, da? Eu vă încurajez să simțiți tot mai sus, da? Pentru că, cum ați făcut supervizorul, imediat acele puncte, de deci ce să nu aveți o continuitate, să completați, să ajungeți manager și tot mai, mai sus, da? De asta vă spun că recrutarea, înscrierea de persoane, dând și altor oameni această oportunitate, noi deja începem să ne construim o bază pentru manager. Eu asta am făcut, da? Înscriind mai multe persoane, recrutăm mai mulți oameni, unii oameni chiar s-au pus serios pe treabă și astăzi sunt chiar senior manager. Eu am în echipa mea două persoane la nivel de senior manager, da? la nivel cu mine. Sunt persoane recrutate în perioada aceea de calificare punctajul se adună global, deci nu este doar pe o țară, putem să avem prieteni oriunde, da, oriunde afacerea aceasta este globală, nu trebuie să ne limităm doar în jurul nostru, nu trebuie să ne limităm doar la cei din jur, doar la vorbi doar cu cei din jur. Uneori spunem, a, dar eu nu cunosc persoane, nu vrea nimeni, produsele sunt scumpe, Dragilor, avem acces la tot globul pământez, nu există nu cunoaștem oameni, avem TikTok, avem Instagram, avem Facebook, avem YouTube, avem, ne-a înzestrat Dumnezeu cu toate instrumentele posibile, trebuie doar să le folosim Nu întâmplător probabil această afacere a venit în viața voastră și atunci de ce să nu uh, profitați în, ghilive, în ghilimele da? să vă îmbunătățiți viața, pentru că despre asta este în Forever da? Deci am lămurit 25 de puncte adunate pe două luni, global, care vin, vedeți, nu le faci doar din consum personal, nici măcar nu este recomandat asta, da? sau doar din clienți. De exemplu, deja înscrie o persoană ca asistent supervisor, persoana aceea mai înscrie și ea o persoană, deja ai încă 4 puncte pentru acele 25 de puncte. Bun, mergem mai departe. Haideți să mai vedem anumite acțiuni, da? idei de acțiuni împărtășesc și cu cât mai mulți oameni beneficiile produselor. Noi nu, noi nu promovăm produse, da? Noi nu promovăm produse. Eu încă mai văd și în ziua de astăzi, în 2024, oameni care postează poze cu produse pe online. Sper că aveți rezultate, bănuiesc că aveți, nu știu dacă continuați să faceți acest lucru, dar noi nu promovăm produse aici, da? Noi promovăm beneficii, promovăm cum ne-am îmbunătățit noi cu Forever, da? Și mai ales dacă noi avem grijă să folosim produsele, deja va fi vizibil acest lucru, oamenii vor vedea și te vor întreba, dar ce ai făcut, că ai un ten mai strălucitor, vai, dar ce bine arăți, dar ai mai dar ce energie ai, dar ce bei, dar ce ai luat, sau mai ales dacă facem un story și arătăm acolo, da, cum noi folosim produsele, deja este un mod de a împărtăși, da, cu oamenii beneficiile produselor, da, despre produsele acestea. De la produs putem avea persoane și pe business. O persoană, câte persoane nu întreabă de un detox sau de un aloe sau de câteva produse și apoi noi ducem discuția și la business. Dar pentru că noi arătăm da, schimbarea noastră oarecum. Știu că poate la început zice Ada, eu nu prea am ce să arăt că am început forever de o săptămână. Arăți că ai început forever. Hai arăți că particip la acest training. Arăți că bei dimineața aloe vera încep să spui beneficii, da? Arătăm, arătăm. Și nu trebuie să ne ascundem, să ne fie rușine că, vai, promovăm produse. Acum online nu este normal. Și vedetele, toată lumea acum promovează produse. Și, dragilor, nu ieșim în față cu niște produse care nu sunt bune, în care să nu avem încredere. Nu există nu există om care să nu fie mulțumit de, de, produsele Forever. Nu ai cum. Produsele Forever nu au concurență. Sunt cele mai bune. Oferă și altor oameni această oportunitate care schimbă vieți. Da? Dacă tu chiar crezi și vezi atâtea vieți schimbate în Forever și crezi în această afacere și chiar vrei să dezvolți această afacere și vezi potențial, vorbește cât mai multor oameni, dar vorbește și cu încredere, nu cu îndoieli. Nu, cu frici, nu cu temeri, dar vorbesc și cât mai multor oameni. Cum vorbim cât mai multor oameni? Putem vorbi mai, mu mai multor oameni prin intermediul rețelelor de socializare sau la telefon, WhatsApp, sunăm la job, în parc, la poștă, oriunde, în autobuz, oriunde, da, putem vorbi oamenilor. Dacă, până am început această activitate, poate ne cam vedeam de treaba noastră și stăteam acolo în banca noastră, atunci când începem această activitate, Începem să socializăm mai mult, să interacționăm mai mult cu oamenii. Și dacă noi începem să ieșim de acolo, din cușca noastră, da? și să ne oferim cu ajutor către oameni și să oferim această oportunitate și produsele forever, îți va fi foarte ușor să crești. Și gândește-te că noi nu mergem către oameni să cerem ceva, să impunem ceva, să convingem pe cineva. Munca noastră aici, în forever, nu este să convingem oamenii munca noastră în Forever este să inspirăm oamenii și să propunem da, și altor oameni această idee, această soluție, această oportunitate. Nu vă gândiți că, vai, dar eu nu deranjez prietenii și nu există. Dar de unde știi că priet chiar prietena ta sau ruda ta Azi noapte nu a dormit pentru că are o grămadă de rate la bănci, a venit iarna de acum și nu știi cum să facă. De unde știi? Și dacă ești acea prietenă care îi pasă de prieteni, de cei din jur, trebuie să le vorbești tuturor. Pentru că n-ai vrea să vezi surpriza peste vreo săptămână, două, că chiar prietena ta s-a înscris în Forever la altcineva. Dar nu la tine. Pentru că tu ai zis că ea nu are nevoie de Forever. Dar de unde știi că nu are nevoie? Da, mergem. Către oameni, da? Mergem către oameni cu această propunere. Unii vor fi mai deschiși, alții nu. Unde vedem uh, deschidere, da? Uh, curiozitate, deschidere, continuăm, unde nu, lăsăm o portiță deschisă, nu este despre a fi invaziv, nu este despre a insista, nu este despre a uh, ne ruga de nimeni, da? Pur și simplu, socializând, oferim și altor oameni această oportunitate. Putem face asta și online, schimbând o vorbe din stories, uh, din comentarii, începem poate să postăm, oamenii interacționează cu noi, noi cu ei, da? Dacă, de exemplu, ești la început și ai făcut o primă postare, că ai început proiectul Forever și poate unii oameni te susțin și îți spun felicitări, mult succes, îți dau like-uri, inimioare, de exemplu, ar putea fi o idee să mergi în privat, să le mulțumești pentru că au apreciat acea postare, pentru că ți-au spus mult succes, puteau să nu o facă, da? și mergem în privat da, și le, le mulțumim și deschidem, iată, această discuție despre Forever. Da, dar cu entuziasmul acela, da, ai văzut, super tare, de mult vroiam să dezvolt această activitate, să încep, din mi-am dorit da, să fac ceva diferit, chiar îmi place, m-au inspirat mulți oameni care dezvoltă această activitate și până la urmă și eu m-am convins, te vrea alături de mine și tu ești bună să faci asta pentru că, da? Și facem acolo un compliment. Foarte ușor, vedeți așa, oarecum degajat, da? Lucru în echipă, lucru în echipă, odată ce începem să avem persoane în echipă, bineînțeles că trebuie să avem grijă, ca și persoanele acelea care își doresc să crească, da? să le susținem, mergem către ele, le invităm la traininguri, ne ocupăm de ele, avem grijă că facem pașii cu ei, mai ales la început oamenii poate sunt mai sensibili, nu știu să facă anumite lucruri, nu înțeleg, mai primez refuzuri, se mai descurajează, este posibil că la început noi trebuie să ne auzim cu persoanele Chiar și zilnic, dacă este cazul, da, pentru că așa vedem ce mai face persoana respectivă, ce acțiune a mai făcut, da, dar nu uh, în ideea de a stresa omul, da, sau, hai, fă, ieși, fă, acum live-ul, da. Nu, este despre asta, este despre a uh, arăta omului că noi suntem acolo, da suntem pentru suport, că îl susținem, că noi chiar vrem să aibă rezultate. Nu l-am înscris în Forever, doar așa să-l înscrim în Forever și să lăsăm pe acolo pe niște grupuri și el primește refuzuri și nu știe cum să mai facă și la un moment dat zice nu mai fac nici în Forever nimic pentru că nu vrea nimeni. Da? În schimb, dacă noi, mai ales la început, stăm mai aproape de omul acela, cu siguranță este posibil că da, are mai multe șanse să crească. Se mentală, pentru că aici contează foarte mult și atitudinea noastră, starea noastră mentală. Una este să mergem către un om să-i vorbim despre afacerea forever, așa cu atitudine, cu oarecare energie, da, bucurie în suflet, da, și alta este să mergi către un om și să zici, a, încearcă și tu, forever, nu știu, am început și eu să văd, sper că o să reușesc. Da, încearcă și tu. Și alta este să mergi, da, cu alt entuziasm, să, cu credința aceea că tu poți să reușești, cu credința aceea că mergi către om în ideea de a-l ajuta, de a-i oferi uh, produse foarte bune, da, de calitate, chiar și șansa să își schimbe viața, da? Eu sunt sigură că în toate echipele există traininguri, există da, lideri de succes care au super rezultate, în toate echipele există o grămadă de, de informații, trebuie doar să le punem în practică. Vedeți și Forever România, o grămadă de traininguri ne pun la dispoziție în mod gratuit. Trebuie doar să luăm informația și să o punem în practică, trebuie doar să ne lăsăm inspirați, ghidați, îndrumați de persoanele care au reușit. Sunteți la început de drum, nu vă uitați la oamenii care doar au încercat sau care nici măcar nu au încercat sau persoane care spun că nu funcționează, dar ei nici măcar nu știu despre ce este vorba până la urmă, da? Lăsați-vă inspirați de liderii voștri, de liderii din echipa voastră, participați la traininguri, participați la setare mentală dacă aveți așa sesiuni, da? pentru că este vorba așa de o reprogramare da? mentală, de o setare mentală. În antreprenoriat, în general, este, este necesar acest lucru, da? noi să ne dezvoltăm o aricare mentalitate de antreprenor, mentalitatea aceea de învingător. Așa că contează foarte mult cu ce ne hrănim noi mintea, da? ce gânduri avem zilnic, cu ce gânduri mergem către oameni, cu ce gânduri facem noi acțiunile acelea. Da? Pentru că aici este vorba mai mult de energie. Da? Ok, produsele sunt foarte bune, compania este cea mai tare din lume, avem tot suportul necesar, nu ne lipsește absolut nimic. Mai ales, vedeți, Forever România, cât suport ne pune la dispoziție în mod gratuit. Eu nu știu dacă mai există alte țări Forever, care se pun așa săptămâna, tot fel de traininguri, medic la dispoziție, de suport, în fiecare săptămână webinarii avem. Vă încurajez să mergeți să ascultați webinarile de, de pe YouTube, să participați la webinarii, poate chiar și în timp ce călcați lucruri sau în timp ce poate sunteți în autobuz, vă puneți căștile și ascultați. Vreau să vă spun că eu, când am început această activitate, nu prea aveam așa timp să particip la traininguri, dar uneori făceam curățenie în casele italienilor cu căștile în urechi, cu telefonul în buzunar. Odată am scăpat și telefonul în apă, pentru că aveam telefonul în buzunar, căștile în urechi, m-am aplecat să storc acolo cârpa, Acum făceam eu curățenie și mi-a căzut telefonul în buzunar. Așa, de, așa dorință arzătoare aveam eu de creștere, dar cu telefonul în buzunar, nu ascultând nu știu ce chestii da, din online, ce ascultând materia, materiale educaționale despre produse, despre mindset, despre dezvoltare personală, despre forever, despre planul de marketing, ascultam povești de succes și era așa benzină da, pe focul acela, pe flacăra aceea care ardea da în interiorul meu. Contează foarte mult zilnic noi cu ce ne hrănim, da, cu ce ne hrănim uh, mintea tot ce oferă Forever aici, ca și traininguri, da, ca și cursuri, în mod gratuit, dragilor, dacă mergem să le cumpărăm din altă parte, din diverse experți, dacă tu începi o afacere, zicem așa, online, și ai nevoie să-ți cumperi anumite cursuri, da, am plătit mii de euro, da, mii de euro, am plătit, dacă am merge să cumpărăm așa cursuri valoroase, în schimb Forever ni le oferă gratis. Cum să nu dezvolți acest business? Cum să nu vorbești tuturor, da, despre acest business? Cum să nu te califici cât mai repede la uh, la supervisor? Da, să ai 38% în loc de 30%. Sau poate nu ești nici măcar la asistent supervisor. Nu contează, treci mai repede la asistent supervisor, cât mai repede posibil, da, pentru că apoi mergi la supervisor. Să știți că viteza cu care noi acționăm contează foarte mult. Una este să plec din Brașov în Poiana Brașov, să merg așa mai Gale, să mă mai oprez, mai beau o cafea, mai stau la palavri cu cineva da? și să ajung în Poiana Brașov într-o săptămână și alta este să plec în Poiana Brașov și să spun eu o oră, într-o oră sunt în Poiana Brașov, da? ceva de genul acesta. Gândește-te când vrei să fii felicitat pentru supervisor, pe scenă, da, la următorul Success Day. Toată lumea forever așteaptă să fie acolo cu zâmbetul pe buze, da, pe scenă, cu diploma în mână, cu insigna ta de supervisor să te felicite, să se bucure de reușitele tale. Imaginează-ți asta, da? Cei din familia ta așteaptă ca tu să ai rezultate, să începi să ai primele tale rezultate deja. Se spună, wow, deci funcționează afacerea asta până la urmă. Cum, ai câștigat și bani? Da, super tare, păi hai, continuă, să vezi și soțul o să te susțină și cei din familie o să te susțină când o să vadă că tu demonstrezi rezultate, da? Dar pentru rezultate trebuie să facem uh, acțiuni. Acesta este ultimul slide, da, avem o poză aici tare frumoasă, o parte din uh, echipa noastră care a mers în vacanță. Data viitoare sper că și tu vei fi cu noi acolo, pentru că, așa cum vezi, suntem persoane obișnuite din diverse domenii. Eu făceam curățenie în case, există aici în poza aceasta medici, există din corporații persoane, există din cosmetică, da, din diverse domenii, dar ceea ce avem în comun este că suntem persoane determinate care, la un moment dat, am vrut altceva, am vrut ceva diferit, am acționat, nu doar ne-am dorit, și da, vă așteptăm alături de noi să mergem în cele mai frumoase vacanțe forever pentru că supervizorul este primul pas către alte obiective și vreau să vă reamintesc de stimulentul pentru Paris, da? Cât mai rep de la supervizor da, și să încep să recrutez acele persoane, să acumulez acele puncte necesare pentru, pentru Paris, să fim cât mai mulți acolo la Paris. Bun, eu vă mulțumesc tare mult și o seară bună vă doresc. Mult succes!